Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție Flash Monden. Vă propun să nu mai pierdem timpul și să dăm startul distracției. Haideți să urmărim împreună principalele titluri. Larisa Iordache trăiește un Valentine's Day în fiecare zi. Viitorul soț o răsfață din calea afară, iar ea este în culmea fericirii. Au stabilit și data anunții. Mai multe amănunte imediat. Vestitorii primăverii sunt Nico și Pepe. Au lansat împreună primul lor single, iar piesa este Musai să ajungă în topuri. Cum a început colaborarea lor, aflați în seara aceasta. De pe covorul roșu a sărit direct în ciocate jeans și s-a transformat în cea mai sexy cowgirl. Jessica Biel este nebunită după rodeo. Larisa Iordache este în culmea fericirii. După ce a fost cerută în căsătorie chiar în prima zi din an, fosta gimnastă anunță că au stabilit și data marelui eveniment. Deja bate din picioare să pășească la altar, iar el îi face din fiecare zi un veritabil Valentine's Day. Larisa Iordache trăiește un vis după ce s-a lăsat de gimnastică. Medaliată la Jocurile Olimpice, la Mondiale și la Europene, fosta sportivă trăiește un vis în viața de după sportul de performanță. Anul 2024 a început perfect. Iubitul ei, Cristian Chiriță, a cerut-o în căsătorie. Frumos lucru ce mi s-a întâmplat mie în viața mea, nu știu la ea, dar la mine asta e cel mai frumos. Mă bucur că mi-a zis da. Ai avut emoții? Foarte multe emoții. În momentul în care am văzut ce se întâmplă, m-au năvălit emoțiile și ne-a luat așa, ca într-o barcă pe un val unde ne-a dus departe. Larisa și Cristian trăiesc în fiecare zi ca de Valentine's Day. Este un an cu soț și ce să facem, acum am și soț. De când îl cunosc pe Cristian, trăiesc în fiecare zi un Valentine's Day, adică este zilnic la noi, pentru că are modul lui deosebit de a mă surprinde prin absolut orice fel de gest. Valentine's Day s-a încheiat seara, iar Cristian și-a păstrat cadoul pentru mai târziu și doar pentru viitoarea lui soție. Cu siguranță o să am o surpriză pentru ea. Acum ea încă nu se așteaptă, dar o să vedem, până de seară vedem. Este anul nunților frumoase, cel puțin asta susțin specialiștii, iar trendurile se schimbă mai mereu. Care este moda în materie de evenimente memorabile? Aflați de la invitații noștri Ivona Nenu și Adrian Perjovski imediat la Flash Monden. Vara ne bate la ușă și este timpul să ne dezmorțim, să zâmbim mai mult și de ce nu să dansăm. Ei bine, tocmai pe aceste considerente, Pepe și Nico și-au unit forțele și ne aduc Zile și nopți, noul lor single. Piesa cucerește de la primele acorduri. Pepe și Nico se știu de când lumea și pământul se plac tare mult unul pe altul, își admiră muzica, dar până acum n-a fost să fie. O colaborare nu s-a concretizat până acum și iată că n-a fost timpul pierdut, ba din contră. Piesa lor vestește primăvara. Uzele tale scrie amor, de tine de toate mi-este dor. Dincolo de mesajul piesei, Zile și nopți poate face referire și la faptul că fanii celor doi foarte îndrăgiți artiști au cerut și au așteptat foarte mult timp această colaborare. Zile și nopți este o piesă pentru noi, în primul rând. Pentru mine, pentru Nico, pentru sufletele și plăcerea noastră de a ne simți bine în fața microfonului. Și de aceea piesa a ieșit așa. De aceea inclusiv eu am peripit. Bine, eu sunt și fan Nico, dar cine nu e? Normal că îmi dau seama că trebuia să facem de mult o piesă împreună, însă cred că toate se întâmplă la timpul potrivit. Și sunt convins că așteptarea a meritat. Și pentru oameni, pentru prieteni, pentru cei care ne iubesc, pentru fanii noștri, cei care vin peste tot la concertele noastre sau ne vor alături de ei în cele mai frumoase momente ale vieților.
și Nico a primit cu bucurie ideea colaborării. Cu siguranță, Zile și nopți nu s-ar fi lansat dacă dintr-un motiv sau altul Pepe nu ar fi tras pe această piesă. Am știut că pot să o lansez doar alături de Pepe și m-a bucurat faptul că ne-a ieșit și că sună atât de bine. Eu am fost prima care a spus că piesa este prea scurtă, însă poate acesta este un semn că ar putea urma și o a doua parte. Este adevărat că după ce am lansat piesa Ascultă-mă cu Theo Rose, fanii și-au dorit din partea mea o colaborare cu Pepe și mă bucur din suflet că am putut să le oferim acest proiect pe care ni l-am dorit atât noi cât și fanii. Cât privește echipa din spatele proiectului, compoziția îi aparține lui Laurențiu Matei. Pentru versuri se face vinovat Ovidiu Iordache, iar videoclipul este o nouă colaborare cu Dan Petcan. Doamnelor, domnilor, și pentru că anul acesta se anunță unul de-a dreptul important, cu evenimente de-a dreptul fabuloase, îi am alături de mine pe experții din domeniu, Ivona Nenu, event planner, și Adrian Perjovski, hairstylist. Bine ați venit în platoul Flash Monden! Mulțumim de invitație! Bine te-am găsit! Ivona, o să încep cu tine, pentru că suntem tare curioși. Care sunt cei mai importanți pași pentru organizarea unui eveniment, o nuntă, care totuși este un eveniment foarte, foarte grandios? Păi, după ce a spus marele da, mireasa imediat începe să-și imagineze, dacă nu deja din copilărie are proiectat acest vis frumos, și intră în scenă un wedding planner care începe și pune pe hârtie tot ce ai nevoie, astfel încât ziua cea mare să fie una superbă și de neuitat, astfel încât începem și căutăm locația. După ce avem locația, vom ști data evenimentului și atunci începem să căutăm restul furnizorilor care să ne fie alături. Facem un desfășurător unde trecem toate momentele importante ale zilei, de la pregătirile de dimineață, unde vine Adi și te face prințesa din vis, până la momentul tortului. Toate sunt trecute cu rigurozitate și în detaliu, astfel încât toată lumea să știe ce are de făcut, care este schema sălii, unde să se așeze, care sunt orele de probe și nimic să nu fie o surpriză, totul să decurgă perfect în ziua nunții. Știm că totul trebuie să fie în pas cu moda. Sunt tare curioasă care sunt trendurile din acest an, atât la nivel organizatoric, aranjamente florale, precum și cel legat de coafiuri, de hairstyle. Ce-și doresc miresele anul acesta sau ce se poartă? Dar ce nu-și doresc? Își doresc întotdeauna să arate bine. Vreau să spun că datorită Ivonei, eu Ivo, că așa îi spun, noi așa ne alintăm, am învățat într-adevăr să mă organizez și eu mai bine cu timing-ul și cu tot ce înseamnă programările și proba pentru o mireasă. Trendul este unul foarte frumos anul acesta, se merge spre natural, în sfârșit, adică acele coafiuri timeless, acele coafiuri cu influențe retro, care dau plus de feminitate, pentru că până la urmă avem niște coafiuri retro care sunt foarte feminine, cu volum, pe waves-uri, fie că sunt mai strânse, fie că sunt mai lăsate, și se merge în trend curat, clean, ăsta este cuvântul cel mai potrivit, de fapt. Părul trebuie să fie proaspăt, să spălat, aranjat, să fie îngrijit, să fie strălucitor, adică să se vadă că a fost foarte bine vopsit înainte, să nu facem vreo schimbare radicală cu vreo săptămână în buza evenimentului. Și eventual să nu fim mulțumite de rezultat. Sau... Să nu fim mulțumite, eventual să nu te regăsești pentru că ești stresată și nu ai nici timp să te obișnuiești cu noul look, asta clar. Se evită coafiurile tapate sau încărcate de produs și este foarte important această probă, pentru că trebuie să, ca în ziua evenimentului, să nu ai nicio grijă, totul să meargă brici ca la carte și să nu întârziem desfășurătorul nici măcar un minut, pentru că avem pe cineva acolo care, haide că trebuie să fie gata în timp și foarte bine. De exemplu, dacă ai un păr mai fin și îți dorești sau te visezi cu o coafiură cu păr mai buclat, mai bogat, și părul tău nu poate să fie coafat în felul ăla pentru că nici măcar nu ar ține. Ei bine, există tot felul de artificii la care noi putem să recurgem, să luăm păr, de exemplu meșe, care să fie tunse și potrivite astfel încât să nu se vadă, să fie așezate, să știm exact ce produse folosim pentru fiecare tip de păr în parte, astfel încât în ziua respectivă coafatul să meargă brici repede, știm exact pe ce parte e cărarea, cât de mult volum dorim pe o parte sau nu, dacă îl prinde, dacă nu îl prinde, în cum vin meșele, absolut toate detalii sunt puse la punct și mai ales ce produse folosim pentru ca acea coafiură să și reziste toată noaptea. Și acest lucru, da, este posibil, pentru că dacă cunoști părul și știi ce produse să comiți să folosești, atunci și coafiura va ține până nu doar mâine dimineață, până ce chiar a doua sau a treia zi.
Ca și trenduri ar mai fi părul desfăcut, bucle exact cum le ai și tu, pentru că ai o coafură foarte frumoasă, coafură timeless, feminină, strălucitoare, dar se poartă și părul prins, pentru că dacă ținuta, rochia și locația îți cere o astfel de coafură, atunci acest accesoriu care se alege la final, după ce avem restul detaliilor alese, e acel accesoriu care completează imaginea totală. Și atunci putem să deducem și pentru păr prins, evităm cocurile de tip prea clasic, prea cu volum, deci mergem pe cocuri naturale cu câteva șuvițe lăsate, pot fi dezordonate, dar foarte bine studiate, nu așa randala. Se pot folosi accesoriile de păr, care se îmbine foarte armonios cu rochia, ori găsim bijuterii cu accente din rochia respectivă, sau dacă rochia este mai simplă, putem să ducem câteva accesorii prețioase care le putem pune în păr și astfel încât coafiura este mult mai bine pusă în evidență și este mult mai prețioasă. Totul sună de-a dreptul superb. Îmi și imaginez așa tot ce ai povestit acum și e ceva de vis. Este ceva de vis și de aceea sunt foarte importanți acești pași. E important organizarea și proba, după cum am spus, cel puțin pe domeniul meu al părului, că Ivo le știe pe toate și le organizează nu doar la păr, dar și make-up și cu... Asta vreau să te întreb, că ai menționat de probă. Cât de important este să vină viitoarea mireasă la o probă sau dacă ai avut vreo mireasă care nu și-a făcut proba înainte, că bănuiesc că na, mai sunt cazuri. Mai sunt cazuri, cele care nu-și fac proba sunt acele cliente pe care le știm deja, cunoaștem părul lor, știm ce stil au, ele știu cam ce-și doresc și cumva proba a fost făcută pe parcursul timpului până în eveniment. Adică știm foarte clar ce tip de buclare, ce trebuie să punem, dacă e ceva mai special, atunci e obligatoriu proba. Proba este importantă, de ce am spus? Pentru că în ziua respectivă nu-ți dorești vreo surpriză neplăcută, nu-ți dorești stres în plus pentru că ești nehotărâtă sau nu știi cum ai vrea să fie cărarea, exact cum am spus, și este un detaliu foarte important pentru că sunt multe persoane, multe femei care se simt foarte bine doar cu cărare într-o parte sau pe mijloc și atunci nu poți să ai o surpriză cu o cărare în partea cealaltă în ziua respectivă. Corect. Și atunci nu poți să strici coafura după ce ai muncit și ai pregătit părul, să muți și să vezi în ziua respectivă cum ți-ar veni mai bine. Pierzi și timp, se strică și coafura și atunci se strică absolut tot vibe-ul. Așa ai punct ochit, punct lovit, tot brief-ul funcționează clar. Plus că mai știi și cum trebuie să pregătești părul, dacă trebuie vopsit, dacă trebuie tuns, dacă trebuie hidratat, dacă trebuie exact toți pașii necesari pentru a avea un păr impecabil în ziua respectivă și de ce accesorii sau adaosuri avem nevoie pentru ziua respectivă. Și mai ales câștigarea timpului, timp prețios despre care discutăm acum cu Ivona, pentru că trebuie să ne povestești de trenduri, de timp, cum organizăm tot. Să ajungem până dimineața vesele și bucuroase, așa ne ajută Adi cu o coafură impecabilă pregătită din timp. Anul acesta vorbim despre spectacol la nunți, facem spectacol, ne gândim din timp ce formații să alegem, ce momente artistice să avem la eveniment astfel încât toată lumea să fie surprinsă, de la o poveste la alta să fie care mai de care cu surprizele ei și nu pregătim doar nunțile de vara aceasta, ci și pe cele din 2025, din vara lui 2025, cu foarte mulți dintre cei care au în vara aceasta suntem deja extrem de avansați cu desfășurătorul, cum îi zic eu, și sunt foarte mândră și bucuroasă că suntem aproape de gata cu toate pregătirile lor și pentru 2025 căutăm inclusiv acum momente de band, momente de folclor, momente care pot transforma toată nunta noastră într-un spectacol unde mirii sunt evident personajele principale și se gândesc de fiecare dată cu ce să vină nou și atunci avem tot felul de cornere care să fie parte din povestea lor, care să fie despre ei și încurajez de fiecare dată să nu se gândească că ceva trebuie. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem avea sau serviciile sau furnizorii pe care îi putem avea la un eveniment, însă trebuie să fie despre cum se simte bine și cum să transforme ziua respectivă în una memorabilă. Categoric este vorba de gusturi în primul și în primul exact. Rând. Dar uite, sunt curioasă pentru că am observat o trecere așa în domeniul aranjamentelor florale. Cumva până acum se mergea pe alb, ivoar, verde foarte mult. Acum am văzut cel puțin pe social media foarte multe aranjamente florale cu roșu, trandafir roșii. Zine, care este nuanța anului 2024? Dacă există vreo preferință? Fuzzy peach este anul acesta în trend, însă îi încurajez tot timpul pe miri să meargă la întâlnirea cu floristul și să își salveze eventual miresele, poate de pe Pinterest, de pe internet, tot felul de referințe sau un mood board care poate să ajute floristul să le creeze povestea pe care ele și-o imaginează. Așa că
de la poveste la poveste putem surprinde cu aranjamente fie alb-verde, care merg exact pe naturalul de care povestea și Adi mai devreme, fie alb-negru, fie combinații de culori, vorbim toamna de culorile care reprezintă anotimpul. Acum avem foarte multe flori de primăvară, lalelele sunt preferatele tuturor pentru evenimentele de sezonul acesta. Sunt tare curioasă, dragii mei, cât de importantă este chimia mirilor cu cei cu care aleg să lucreze, cu event plannerul, cu hairstylistul, cu zona de make-up. Cât de importantă este chimia? Că în situația aceea mă gândesc că totuși ești foarte stresată, foarte multe emoții, așa o presiune foarte mare cu totul, că trebuie să fie pus la punct. Toată lumea îmi spune cât de bine sau toate miresele sunt așa de entuziasmate când pleacă de la Adi și tot timpul le încurajează să-și strângă alături oameni cu care să vibreze, oameni pe care să îi respecte, să le respecte părerea, să se simtă că sunt în încredere și că pot să îi sune la orice oră fără să aibă o strângere, că pun vreo întrebare, să vină cu poate o schimbare față de ce au dorit inițial fără să se gândească că deranjează. Nu despre asta trebuie să fie vorba. O nuntă este un eveniment odată în viață și suntem primii care ne dorim să fim alături de ei. Deci, până la urmă, la baza acestei conexiuni trebuie să stea încrederea. Încrederea că event plannerul meu o să ducă la bun sfârșit întreg evenimentul și că totul o să iasă perfect, că hairstylistul meu o să-mi facă coafiura visurilor în ziua cea mai importantă a vieții mele. Adevărul este că această chimie care există între oameni contează foarte mult, pe lângă valoarea serviciilor pe care le prestezi, până la urmă, că le poți face impecabil, dar dacă nu există acea chimie, acea legătură între oameni foarte bună și foarte călduroasă, poate să nu fie la fel de confortabil. Iar aici legătura cu wedding plannerul, ce pot să spun că este exact, nu, peste standardele de afară, exact de ce am văzut în film cu wedding planner, că are acel desfășurător scenariu, tot calculat. Totul la secundă, la minut, totul. La secundă, adică în același timp fiind și pe strictețe, dar strictețe la modul foarte bucurie. Bine și bucurie, dar profesionalism, în fel încât nu te simți constrâns. Da, uite că lucrurile astea chiar le-am învățat, eu cel puțin am învățat multe pe partea asta de la tine aici și contează mult, într-adevăr, chimia asta, pentru că s-au întâmplat cazuri în care pur și simplu să nu există o chimie foarte bună și chiar dacă și mireasa era foarte frumoasă sau și stilistul ar fi putut să preseze un serviciu de calitate, pur și simplu să nu fie acolo stare prea bună și să este nu fie lucrat cu drag. Este inegalabilă bucuria în ziua anunții, când se strâng oameni, când vezi că totul este o fericire în jur, că lumea este mulțumită, că e legătura de prietenie. E legătura de prietenie pe care fără îndoială o creezi într-un an de zile în care eu cel puțin, chiar dacă sunt peste mări și țări, că majoritatea mirilor mei stau în afara României, ajungem și vorbim de atâtea ori și ne cunoaștem atât de bine încât vine ziua anunții și te bucuri că a venit și de la păr și de la machiaj și foto și video și vine și bandul și fac probele. Apar acei fluturi în stomac pe care ne dorim cu toții și despre asta e vorba. Dragii mei, în cazul acesta vă doresc cât mai multe evenimente grandioase, fabuloase anul acesta și să reveniți să ne povestiți cum au fost și să ne pregătim și pentru 2025, anul viitor. Ivona Nenu, Adrian Perjoschi, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în platou. Mulțumim și noi. Dragilor, noi mergem mai departe. De pe covorul roșu a sărit direct în ciocate jeans și s-a transformat în cea mai sexy cowgirl. Jessica Biel a nebunit, este nebunită după rodeo. Cum se pregătește, vedeți imediat după publicitate. Revenim! Jessica Biel este adepta senzațiilor tari. Mai nou este nebunită după rodeo. Ba chiar și garderoba o are în concordanță. Nimic nu-i lipsește. Așa că, de pe covorul roșu, din ținute glamuroase, zboară direct în jeans, în ciocate și pe aici e drumul. Pe muzică country dansează până la epuizare, dar cel și cel mai tare o atrage rodeo. Dar cum este totuși, Jessica Biel nu se poate prezenta ca oricare alt muritor. Avem outfit check chiar acum. Hi, I'm Jess and this is what's in my bag. We've got the tortoise, volume 3, number 4.
themselves. Chanel mini wallet, classic. Phone, a must-have trident, wintergreen, peppermint, spearmint, the best for. Glasses case, glasses outside of the case. What else? Ooh, my new favorite store in New York, Côte à Côte. Such a fun, gorgeous store. Oh, another glass cover without glasses. Gloss, color, liner. Stick? What's this called? Chapstick. Garbage. Glasses. I'm Jess, and that was What's in the Bag. Și la așa o geantă merge și un outfit ales cu atenție. Ei bine, frumoasa Jessica Biel se transformă într-o adevărată cowgirl, dar în varianta modernă. I'm getting ready again for another rodeo. How has this become my life? It's so weird. Here's the vibe. Long jean skirt. Cute jean top, jean on jean. My version of cowboy boots. I mean, weird. Whoever gets ready for a rodeo when you're not a real cowgirl? Two times in 6 months? This is nuts. I mean, who would have thunk it? I never would have thunk it. Also, same hairstyle, because this is the only way I know how to do my hair at all, which is embarrassing. So I'm gonna need to learn how to do that. If anybody can send me some pro tips about cool looking texture. Can't do it alone. Real rodeo vibes, like bull riding, serious stuff, major stuff, mutton busting, you know. Și cu ținuta pregătită, cu coafiura pregătită și ea, pentru că alte variante oricum nu există, ținând cont că nu se prea pricepe, Jessica Biel îi place nespus de mult la rodeo. Adrenalina și starea pe care o are acolo îi cam pun sângele în mișcare. All the real stuff. Probably even some corn dog eating. Wish me luck. Atât pentru moment, Flash Mondain se oprește aici. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Eu vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră. Rămâneți pe Prima TV. Seară frumoasă! Program disponibil pe primaplay.ro.